Bună dimineața! Asta e ținuta mea de sală. Iată ce frumos! Mă pun să întind niște haine și o să mă pun cu curățenia din toată casa. Eu vin de la sală acum, am fost la body pump o oră și mi-am băut colagenul, beau în fiecare zi câte un plic și mă pun să fac curățenie în toată casa pentru că dacă nu timpul trece și nu se cunoaște nimic și mai e și ceva de călcat. Am călcat azi dimineața la 7:30, m-am trezit foarte, foarte devreme și am călcat puțin, mă duc să întind haine și la treabă! Work, că nu pot să pronunț corect. Atât am târziat cu camera lui și asta îmi propun să fac în fiecare cameră, să fac ce sporam. Așa arată pe jos după ce am spălat cu aspiratorul. Am aspirat și am spălat în același timp. Alea sunt rupturi de la tarimă, deci nu sunt pete. Și așa a rămas camera lui. Eu cred că e ok, am târziat și puțin și e și gata. Acum o să continui cu sufrageria. Pături, canapele, asta e cârpa murdară, care am folosit în camera la Eduard și o dau la spălat. Asta e următoarea pentru sufragerie și cea pentru geamuri și sticlă. Haine de călcat, asta le-am călcat azi dimineață și asta cu ce o să continui astăzi sau de seară, nici nu știu. Thank you.
ca să dau pe buton să registrez, am făcut curățenie în camera lui David, am făcut patul, am șters tot ce am putut și am dat aspiratorul pe jos și când am terminat am văzut că n-am înregistrat, așa că asta e camera lui David. Aspirată și spălată pe jos, patul a făcut de dimineață de Paul și de acum să continui cu holul, tot asta, camera noastră și la intrare la bucătărie și termin curățenia astăzi. Thank you.
terminat curățenia toată casa. Am spus la peruș și în voi. La bucătărie, asta e curățenia rapidă, doar am șters puțin și am spălat pe jos, pentru că nu pot să fac în fiecare zi și dulapurile și tot. Și mă duc să-mi fac un duș, să mă descalț și eu, că nu m-am schimbat încă de când am la sală. Mă bag să-mi fac un duș și las mâncare pentru Eduard, să văd ce mănâncă de miez. Mi-am scos niște ficăței din frigider, din congelator și cred că o să-i fac cu ceva, așa, nu știu, înăbușit în Thermomix sau ce fac. La noi în cameră n-am pus pătura pe pat, pentru că am spălat-o, avea o pată în mijloc și zic, dacă tot o las, o să se fixeze pata, e mai bine am dat cu puțin de greaser, am băgat-o la un program de 25 de minute și afară se usucă. Așa că patul așa a rămas în cameră la noi. Să mă pun să pun alea la loc, niște cerăpei de copiilor. Și cam asta a fost tot. Sper că v-am motivat și pe voi cu curățenia. Să faceți și voi mai cu spor, că așa m-am motivat și eu cu alte fete. Și nu uitați să vă abonați la acest canal. Ne vedem data viitoare!